direct economist Cornel Benchea, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Pontificia Universitară Dr. Corina Popa, președintele Consiliului de Administrație al Spitalului domnul Dr. Florin Grosu, directorul de îngrijire, asistent principal Irina Rotariu și directorul administrativ domnul Robert Potache. Îi dau cuvântul domnului președinte Daniela Cântean, care va deschide această conferință de presă, urmând să continue domnul manager Benchea. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră. Am hotărât să organizăm împreună cu domnul manager această conferință de presă, pentru că au fost mai multe solicitări din rândul dumneavoastră cu privire la a furniza informații despre ce pași s-au mai făcut în spital, cum stau lucrurile și cu privire la actualul spital județean. În media locală s-a discutat foarte mult în ultima vreme despre spitalul nou, însă ceea ce vreau să punctez, să subliniez într-un mod cu totul și cu totul special, este că prioritatea mandatului președintelui Consiliului Județean este ca în sistemul sanitar să sibienii să beneficieze de servicii medicale cât mai bune. Chiar dacă la acest moment există în proiect și în derulare proiectul unui nou spital județean, atenția noastră se îndreaptă în mod deosebit și asupra acestui spital, în care în prezent se desfășoară activitate medicală, servicii medicale, care vrem să corespundă nevoilor pacienților din județul Sibiu. Să fie foarte clar, Consiliul Județean este proprietarul Spitalului Județean și are principala responsabilitate cu privire la ce se întâmplă în Spitalul Județean Sibiu. În acest context, aș vrea să vă spun că chiar dacă investiții în clădiri noi aici, pe amplasamentul acestui spital județean, nu avem în vedere, pentru că nu se mai justifică în condițiile în care discutăm de un spital nou pe alt amplasament, atât cât este necesar și atât cât trebuie să facem ca actul medical să fie unul de calitate și acum în prezent, nu numai peste câțiva ani când va fi edificat spitalul, avem în vedere investiții în actualele clădiri, spre exemplu la secția de neurologie. Da? Știm cu toții care este situația la neurologie și știm cu toții că aceste intervenții sunt necesare acum și nu peste ani. Motiv pentru care am identificat posibilitatea reabilitării acestei secții pe fonduri guvernamentale, suntem în demersuri avansate din acest punct de vedere pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Vorbim despre o investiție și o finanțare de 30 de milioane de lei. Aproximativ 18 milioane de lei se vor investi în reabilitarea clădirii, iar restul de aproximativ de 12 milioane de lei vor fi destinați proiectului. Stadiul, la acest moment, al proiectului s-a trecut de etapele de evaluare și în curând se va semna contractul de finanțare. Doamna președintă, o intervenție. Ce 12 milioane, nu pentru proiect, pentru aparatura necesară. Atenție să nu se înțeleagă că va costa proiectarea atâta. Deci cele 18 milioane sunt inclusiv TVA, sunt pentru clădire și restul este aparatură și trebuie să menționăm foarte clar că este vorba de aparatură și nu pentru proiect să nu înțelegeți greșit. Da, dotările. Aparatură, da? Exact. Pe lângă aceste demersuri pe care Consiliul Județean le face la acest moment,
Sunt demersuri făcute de întreaga echipă managerială de la nivelul spitalului județean. Vă asigur că fiecare dintre dumnealor sunt specialiști și profesioniști, adevărați profesioniști în domeniul lor de activitate și dacă tot este întreaga echipă aici, aș vrea în mod cu totul special să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți și pentru felul în care ați reușit să mișcați activitatea în Spitalul Județean și pentru rezultatele pe care le aveți și încerc să se simtă până acum. Aș vrea ca cu privire la aceste demersuri să dau cuvântul domnului manager care să vă puncteze câteva din activitățile pe care le-a desfășurat efectiv în direcția pe care v-am comunicat-o, a îmbunătățirii serviciilor medicale în Spitalul Județean. Deci după, cred că știți cu toții că problema spațiului este una din marile probleme pe care are Spitalul Județean Sibiu și nu numai el, ci aproape toate spitalele din țară care funcționează în clădiri de în sistem multipavilionar și în clădiri destul de vechi. Întrucât incidența bolilor oncologice și hematologice crește din ce în ce mai mult, începem să avem probleme în special cu secția de hematologie. Presupun că ați mai fost acolo, presupun că unii poate din nefericire s-ar putea să aveți persoane care au fost la tratament acolo și știți foarte bine că este o situație destul de delicată, întrucât secția asta este situată la etajul 2 al clădirii medicale. Clădirea medicală are anul acesta împlinit 160 de ani. Este în zona istorică și nu poate fi transformată radical și avem o mare problemă în a asigura niște condiții decente acestor oameni care au o suferință îngrozitoare. Din această cauză și pentru faptul că, deci fiind foarte aglomerată secția și pentru faptul că aceste medicamente care se administrează bolnavilor de cancer sau de leucemie trebuie preparate în niște condiții separate, distincte, deci într-o farmacie sau într-un punct farmaceutic separat de farmacia care prepară medicamentele obișnuite, pentru a nu pierde acest program național de oncologie, am fost obligați să găsim soluții pentru a stabili amplasamentul farmaciei oncologice și a extinde, într-un fel sau altul, secția de hematologie. Și după încercări care ne-am gândit în primul rând să facem o mansardare a clădirii, poate mai mutăm acolo niște birouri, niște săli pentru studenți, niște vestiare și eliberam unele spații de genul ăsta. Nu s-a reușit acest lucru pentru că plafonul nu rezistă. Am încercat să discutăm și de o extindere a clădirii. Fiind în zona istorică, știți foarte bine ce înseamnă acest lucru, este practic imposibil de a mai construi ceva în această zonă. Ne-am gândit și la o soluție provizorie pe un sistem de containere, de exemplu, să-l facem lipit de clădire mici, această soluție nu poate funcționa. Și atunci singura soluție este de a face această farmacie în spațiile proprii existente în momentul de față ale spitalului. Și din această cauză am avut foarte multe discuții în tot spitalul, am identificat niște soluții care, chiar dacă au creat și unele nemulțumiri, vreau să spun că până la urmă a fost acceptată ca și soluție, să zicem, ideală sau cea mai bună soluție decât întreg, de către tot Consiliul Superior Medical, dar de către toți șefii de secție. Respectiv, o să mutăm diabetul de la parterul clădirii medicale, o să-l mutăm în clădirea de la etajul 2, la maternitatea nouă sau cum îi zicem, la ginecologie. Da? Acolo funcționa într-o parte a clădirii, funcționa serviciul fostul SS5 de combatere a infecțiilor nosocomiale sau actualul SPIAM, serviciul de combatere a infecțiilor asociate actului medical. Și cu câteva saloane de la ginecologie rezolvam problema diabetului.
În locul diabetului, extindem secția de hematologie și o să facem saloanele de tratament, saloanele de zi, o să le facem la parterul clădirii medicale și atunci nu o să mai amestecăm bolnavii care vin doar pentru un tratament de zi cu cei care sunt internați pe o perioadă mai îndelungată în spital, nu se amestecă aceste patologii și se evită riscul de a se și contamina și de a se face greșeli. Știți foarte bine că acolo se lucrează cu sânge, cu transfuzii și este foarte mare pericolul ca cineva să încurce, să facă neforțat și fără niciun fel de intenție o eroare și discutăm acolo de viață și de moarte. În partea care ne rămâne de la diabet, o să facem farmacia oncologică. Asta înseamnă că o să avem acel punct de preparare al medicamentelor citostatice, o să fie și lângă hematologie, la cel puțin saloanele de zi și de acolo cu liftul se ajunge la etajul 2 rapid și lângă oncologie care ocupă parterul clădirii medicale. Și în felul ăsta am rezolvat una din marile probleme pe care le avem și pe care o au pacienții care suferă de aceste boli. Acest serviciu de combatere a infecțiilor, o discuție a fost, la un moment dat a fost discuția să mutăm în secția de oftalmologie, pentru că nu mai aveam alte soluții și a apărut toată acea reacție în presă, care, repet, a fost doar o discuție și reacția a fost disproporționată. Vreau să vă spun că, în mod deosebit, vreau să le mulțumesc șefilor de secție. În primul rând, domnului doctor Chicea de la ginecologie, că a acceptat să se restrângă, doamnei doctor Siterli, că a acceptat să se mute cu diabetul acolo, și doamnei doctor Rusu de la acest serviciu, care a acceptat la un moment dat să se mute, ținând cont de reacția de la oftalmologie, și în subsol, undeva, numai să se poată rezolva problema de la hematologie, care este o problemă extraordinar de complicată și de risc foarte mare pentru personalul medical și pentru pacienți, dar este un disconfort extraordinar pentru pacienți. Și în felul ăsta am reușit să degrevăm un pic secția de hematologie, să asigurăm prepararea medicamentelor în condiții conform normelor în vigoare și să reușim să nu pierdem programul oncologic ca pacienții din Sibiu să ajungă să fie tratați în Mureș sau în Cluj. Deci acestea au fost principalele modificări pe care am dorit să le facem. În momentul de față, joia trecută le-am prezentat la întreg colectivul medical, consultat toți șefii de secție de aici. Au fost cu, evident, cei care au primit spațiu în plus, au fost mulțumiți, dar cei care trebuie să mute cu ceva nemulțumit, dar toată lumea a înțeles că, de fapt, funcționăm într-un spital care trebuie să funcționeze ca un tot unitar. Nu o secție să funcționeze mult mai bine în detrimentul altea. De ce am ales oftalmologia? Vă spun din două motive foarte simple. În primul rând, că au un grad de ocupare de 30% al paturilor în momentul de față. Și de ce asta? Pentru că se lucrează cu o aparatură de înaltă performanță care nu mai necesită internare după intervențiile care se fac cu aparatură, în general cu aparatură laser. Știți foarte bine lucrul acesta. Se poate verifica pe plan mondial este tendința asta. Deci nu era niciun fel de altă ingerință, n-a fost niciun fel de alt interes cum s-a speculat și cum s-a vehiculat. Doar pentru faptul că nu ne putem permite să ținem o secție cu un grad de ocupare de 30% și să avem secții, vreau să vă spun că aceste secții și oncologice și hematologice, gradul de ocupare s-a vorbit de 80%, iar avem secția medicală 1 cu 98% pe anul 2016. Vă dați seama ce diferență este între gradul de ocupare al acestor secții, ce încărcătură este pe acel personal, care este, personal este la numărul de 4 se normează, ce încărcătură ai să ai patul ocupat 98%, și ce încărcătură este să l-ai la 30%. Deci acestea au fost principalele modificări pe care le-am agreat cu toată lumea, au fost în final de acord de toți și în momentul de față se lucrează de zor, ca să spun așa, să le putem și transpune în practică, să fim până la sfârșitul anului. Acum, deci se lucrează. Deci
pacienții de când vor fi într-o parte în alta? Noi sperăm ca în luna decembrie să putem face modificările. Deja se lucrează, ginecologia ne-a eliberat partea lor de acolo, se lucrează pentru amenajarea specifică pentru diabet, ne-a cerut doamna medic șef de la compartimentul de diabet. Unde mutăm acest serviciu de combatere a infecțiilor, se lucrează deja, am fost să văd care este stadiul acolo, deci lucrările sunt în curs și sperăm ca în cursul în decembrie să fie toate așezate la locul lor așa cum trebuie. Sintetizând pe acest subiect, eu cred că ceea ce trebuie remarcat este faptul că se are în vedere, în principal, interesul pacientului, trecându-se pentru anumite supărări, care să le zic așa, ale eventualilor șefi de secții care ar putea fi deranjați de faptul că postul lor se desfuncțiază sau că sunt mutați dintr-o parte în alta. Este pentru prima dată când în Spitalul Județean conducerea își asumă hotărâri și decizii care pot să deranjeze punctual medici sau alte persoane, însă interesul pacientului este pe primul loc. Foarte corect, de asta am și gândit în felul ăsta toate aceste modificări, pentru că cei care ați fost la etajul 2, acolo la hematologie, știți ce înseamnă și n-are sens să vă mai dau detalii. Da. Deci nu se modifică, nu se modifică nimic, practic. Eu am întrebat, okay. Și deci la hematologie le mai dăm două saloane în care teoretic pot să pună până la, în principiu vor fi puse vreo 10 fotolii, pentru că tratamentul de zi se face, nu trebuie neapărat pat ca să stea întins, vor fi câteva, să zicem, două sau trei paturi pentru pacienții care necesită tratament de până la 5 ore, dar cei care necesită tratament de o oră sunt în fotolii ca și la oncologie. Deci vom rezolva cel puțin 10 locuri de tratament în același timp pentru spitalizarea de zi. Suplimentați cu 10 locuri zilnic pe hematologie. Exact, exact, exact. Ce pierde oftalmologia? Nu pierdem multul față nimic. Nu discutăm de nicio pierdere, pentru că acest serviciu de care vă spuneam nu se mai mută la oftalmologie, se mută în fosta clădire unde era citologia lângă centrul de recoltare sânge. Nu pierde nimic. Nu. Este vreo secție care își reduce numărul de paturi? Nu. Practic și la ginecologie s-au restrâns un pic, dar nu ca și număr de paturi. Se zicem că se înghesuie un pic în niște magazii și cabinete se adună un pic. A reconfigurat spațiul, va fi utilizat un pic mai intens spațiul. Deci nu se pierde, în momentul de față nu discutăm de a pierde niciun pat. Din nicio secție. Atunci trebuie să luăm de la capăt, ca să lămurim cu secțiile, că e mai simplu. Poate domnul director medical ne lămurește. Bun, la neurologie. Concret. Acum, ce se face, ce înseamnă pentru pacienți, neurologia, ce grad de ocupare, cam câți pacienți avem anual la neurologie? Ca să luăm cu început. Deci, la neurologie... Vă rog frumos, neurologie. La neurologie, accidentele vasculare cerebrale sunt în creștere, iar pacienții care... Aveți procent, dacă îmi permiteți? Dacă știam că mă întrebați de neurologie, veneam cu date concrete. Estimativ, nu știu, dublare, o creștere până 50% din deci ce toate, și vreți. Toate bolile degenerative, în special cerebrovasculare, sunt în creștere la nivel mondial, da? Și din acest motiv și în județul nostru, în spitalul nostru, se înregistrează un indice crescut al acestor pacienți. Bun. În mod normal, anual, cam... Câți pacienți avem pe neurologie? Ok, le spuneți după conferința de presă. Deci, concret, acum, la neurologie, principala problemă este condiția care au și da. Pacienții, și asistentele, și medici. Reabilitarea întregii clădiri, renovarea și dotare cu... Dotare este cu... cum arată neurologia sau lipsa de aparatură? Și amândouă au fost văzute, au fost prevăzute, atât condițiile hoteliere, cât și aparatura de ultimă generație. Va fi acolo un computer tomograf și un RMN. Și un RMN. Care...
De anul viitor, când intră în... Tocmai v-am de anul viitor intră în renovare. Tocmai v-am spus că suntem în situația în care suntem în precontractare. Eu cam pe când vin aparatele astea, ca să știm, să răspundem la... În momentul la care finanțarea se asigură efectiv, sperăm că anul viitor putem să facem acest lucru. La sfârșit, aparatele vin întotdeauna la după sfârșit. Ce se termină construcția și renovarea clădirii. La anului viitor? E prea de vreme. Nu, e prea de vreme să vorbim. Deci, dar finanțarea asta este sigură? Da. Sigur. Ok, bun. Da. Să o luăm cu hematologia, ca să înțelegem. Da. Hematologia acum este la etajul 2. Rămâne o parte acolo sau se mută cu totul la partea? Nu se mută, doar locurile de spitalizare de zi. Să vă doamna director, că dacă vorbiți doi în același timp, nu înțelegem. Da. Deci locurile de spitalizare de zi. Da? Care în prezent erau în cadrul secției la etajul 2 de la hematologie. Deci locurile de spitalizare de zi vor fi la parter, așa cum prevăd și noile norme privind spitalizarea de zi. Și aici înregistrăm o creștere a numărului de pacienți? Așa cum a spus și domnul manager, statisticile arată o creștere a numărului de pacienți hematologici și oncologici, da? Și desigur că tratamentul complex citostatic care, de care au nevoie acest pacient se va efectua în spitalizarea după de zi. Așa cum se cifre pe sigur că și da. Oncologia? O să cerem de la statistică toate aceste date. Bun, eu mă întreb foarte simplu. Bolnavii de cancer până acum aveau nevoie de tratament care era preparat în această farmacie sau nu exista deloc în spital farmacie? La oncologie, în compartimentul de spitalizare de zi, este prezent un păi loc cum se fac medicamentele? Cum se prepară? Conform normelor, dar este nevoie de o extindere și de o... Deci un spațiu mai mare? Exact, și mai performant. Vor fi luate hote laminare cu flux laminar, deci toate condițiile vor fi și mai bune. Am înțeles. Ne bucurăm că am reușit să vă lămurim. Acum am pus o declarație de noastră, dacă îmi permiteți, în comunicatul de presă, legat de noul spital. Putem să finalizăm subiectul actual și eventual la finalul conferinței, dacă aveți întrebări pentru noul spital, da? Vă rog, domnul manager, dacă pe... Ok. Deci ce mai avem de comunicat este faptul că se lucrează în ritm intens la orele. Lucrările, construcții, montaj sunt în jur de 75% către 80% și deja se discută de aparatură care teoretic ar fi să vină în decembrie, când sperăm că vom fi cu secția aproape gata. Dar cum va fi gata? Conform contractului, ei au 14 luni de la data începerii lucrărilor, ceea ce înseamnă, teoretic, este martie-aprilie. Da? Dar noi sperăm să fie chiar un pic mai devreme, pentru că exteriorul, după cum ați văzut, este aproape terminat, la interior se poate lucra și pe timpul iernii. Puteți să ne spuneți la aparatura asta care ar trebui să vină în decembrie? Nu știu, dacă e ceva care noi acum nu avem și este imperios necesar să vină pentru orele. La ce aparatură ne referim nouă? Da, desigur, secția ORL va fi dotată cu aparatură performantă, da, de specialitate, care în prezent nu există la nivelul spitalului. Deci, desigur că... Nu știu, poate un exemplu. Apar, noi nu mă obicei, nu sunt medic de specialitate. Deci, intervențiile endoscopice, în special intervențiile endoscopice, la nivelul din sfera ORL. Doctor, mă ce eu am o singură întrebare, dacă tot vorbim de aparatură. Aparatura care s-a donat spitalului și se donează spitalului sau care se achiziționează prin programe, ea rămâne în spital, indiferent medicii dacă pleacă, se pensionează, pleacă în privat. Deci, conform regulamentului spitalului. Sigur că da. Sigur că da. Toată aparatura este în custodia spitalului. Nu este. Că există aparatură la oftalmologie care nu mai este la oftalmologie după pensionarea fostului șef de secție sau plecarea? Eu nu știu de așa ceva. Ok. Am urmărit subiectul. Din punctul meu de vedere. Vreau doar, dacă tot discutăm acum de sponsorizări, să
subliniez niște sponsorizări semnificative care au fost făcute în cursul acestui an. În primul rând, dacă tot discutăm de oftalmologie, este vorba de RomGaz, care a sponsorizat cu 500.000 de lei secția oftalmologie și sau este în fază de achiziție finală un tomograf, un microscop operator și o parte din sumă va merge pentru achiziția unui transductor ecograf, dar pentru cardiologie. Tot RomGazul a sponsorizat cu 300.000 de lei activitatea centrului Kvasic, centrului de cercetare invazivă și non-invazivă pe patologie cardiovasculară, care sponsorizarea a fost pentru activitatea curentă. Avem încă o sponsorizare deosebită de la firma Albis SRL, care a dat 160.000 de lei în anul 2016 și încă 180.000 de lei în 2017 și va fi achiziționat un ecograf performant cu substanță de contrast și cu modul de elastografie, care va fi pe secția medicală 2. În completare pentru la sumele respective, aparatul costă aproximativ 460.000 de lei, va fi o finanțare și la Consiliul Județean de 120.000 de lei. Și în acest fel, secția medicală 2 va putea să facă niște investigații care până în acest moment nu erau posibile în Spitalul Județean Sibiu. Ca și pe alte sponsorizări care ne-au ajutat efectiv foarte mult, dar care nu sunt de asemenea valori, aș putea aminti de firme, de firma Electrocon, care ne-a ajutat să amenajăm toate spațiile virane de aici din zonă, ca să nu se mai parcheze paiurea și s-au făcut niște amenajări care, în momentul de față, corespund cât de cât unor parcări decente. Firma Compa ne-a ajutat să facem o dotare cu rafturi arhivei, care era într-o stare deplorabilă. Și Unimat ne-a ajutat cu sponsorizări în obiecte, respectiv biuvete, care au fost unele necuprinse în proiect chiar la orele. De la uzina mecanică Mârș am primit un aparat pentru aer condiționat într-o sală la blocul chirurgical care avea mare nevoie. Și de la Asociația Papageno, aparatură EKG plus accesoriile și defibrilator portabil pentru cardiologie. Acestea au fost principalele sponsorizări de care vreau să vă povestesc și cum v-am spus la instalare, vă spunem că fac toate eforturile pentru a implica cât mai mult firmele sibiene în asigurarea și dotarea cu aparatura spitalului și în alte lucrări și în buna funcționare a Spitalului Județean Sibiu. Ce scuze, cred că ați uitat ceva, mi-a zis de serviciul ăsta de prevenire a infecțiilor, se referă la infecțiile din spital. Da. Puteți să ne dați o statistică? Anul ăsta, dacă infecțiilor a crescut, a scăzut, cum stă să fie în spital? Știu că acum... E prea puțin important oamenii efectiv unde lucrează, dacă e mare sau mic spaț. Mă interesează infecțiile din spital. Deci acum 1,3%, 1,3%, da? Care pe sunt... Pe ultimul trimestru. N-am înțeles nimic, puteți să mai repedați? Da. Infecțiile în ultimul trimestru anului 2017 au fost calculate la nivel istoric a fiind de 1,3%. În trimestru 2 a acestui an au fost undeva pe la 1,08, din câte am văzut. Și în primul trimestru, tot așa, în jur de 1,15. Puteți să traduce ce înseamnă procentul ăsta? Din totalul internaților aflați și tratați într-un trimestru într-un spital. Și efectiv, în cifră, ce înseamnă asta? Aproximație, că noi vorbim în jur la 1,0. Păi hai să socotim, sunt în jur de 36.000 de internări într-un an de zile, 1%, înseamnă 300 și, da? Acolo luăm așa. Da? Există decese cauzate 300. De aceste infecții? În urma complicațiilor? La prezentarea care mi s-a dat, nu. Putem să investigăm subiectul ăsta? Să ne dați un răspuns scris?
doamna doctor Rusu, care răspunde de acest compartiment, o să poată să facă o analiză statistică amănunțită. Da. O să precizez că în ultimii ani, pe ultimii 4-5 ani, tot 1,5%, niciodată n-a atins 1,5%. Pare rău că atunci aveți dat vorbim de oameni, de SRL-ul, acum o jumătate de an, a avut o analiză clară pe ceea ce înseamnă Spitalul Județean, în care spunea și confirma cu cifre că este în creștere și argumenta într-o manieră științifică faptul că sunt în creștere pentru că se fac analize mai frecvent. Dar văd că dumneavoastră nu susțineți varianta asta. Păi nu. Asta a fost ultimele rapoarte date. De din moment ce pe 2 a fost 1,08 și este 1,3 da, pe 3. Da, dar nu spuneți că suntem creștere. Păi nu, de la 1,08 la 1,3 nu este creștere. Am comentat de dumneavoastră ca și specialiști exact ce vă întreba. Bun, deci pe subiectul ăsta puteți să detaliați după conferință în scris, să ne dați un răspuns. Doamna doctor Rusu, am menționat că ea poate să facă o analiză. Sau ne puteți spune legătură direct cu dumneavoastră, că presupun că are statistică și poate să vorbească pe subiectul ăsta. Bun, aș vrea să vă întreb, Ovenia, în 2017, totalul investițiilor în aparatul în Spitalul Județean din Sibiu, la ce cifră se ridică? Și care sunt principalele aparate sau aparate care sunt foarte importante, folosite de cei mai mulți pacienți. Sau aparate care au venit aici în spitalul ăsta și în felul ăsta pacienții nu au mai fost nevoiți să meargă, nu știu cum a spus noastră, în alte centre, din alte orașe sau la privat. Deci, în total, până la momentul ăsta, o aproximație. Care e cifra și care sunt cele mai importante total pe spitalul bine județean? Păi vă spun așa, că investițiile au fost în jurul a 16 milioane de lei, sunt toate investițiile. Dacă scădem... Nu. Total investiții. Dacă, eu cred că nu aveți pretenția ca domnul... Nu, dacă scadă, sunt probabil că se... Păi ați discutat de cifre și de aparatură, deci nu mi se poate... Va și punctual pe fiecare chestiune, v-a dat... Deci în 2017, ați primit investițiile în Spitalul Clinic Județean de Urgență, sincer, că nu vă întreb de... Fiecare secție. Deci 10 milioane de lei total investițiilor în acest an, inclusiv din deci, care, din care... Să vă... Nu știu, predomină investițiile în infrastructura spitalicească, în confort sau în aparatură? Păi nu, pentru că la orele, de exemplu, sunt ca în jumătate-jumătate investițiile și atunci, restul sunt în aparatură. Restul sunt în aparatură. Deci dacă scădem, deci 16 milioane de lei au fost toate investițiile. Bun. Orele-ul este undeva în jur de 8 milioane de lei. Dacă scad în jur de 4 milioane, ce înseamnă că rămân peste 10 milioane de lei investiții în aparatură. Și o să vă dau cifrele că... Deci din 16 milioane, 10 milioane sunt aparatură. O să vă dau cifrele și aparatura care o avem, că o am în toate licitațiile care au fost făcute. Doamna președintă, pentru anul 2018, Consiliul Județean din Sibiu are în vedere continuarea investițiilor în Spitalul Clinic Județean de Urgență și dacă da, din ce estimări s-au dat sau necesar de investiții, ce secții urmează? Deci, pentru anul 2018, așa cum am arătat, investițiile vor fi pe intervenții, nu pe structura clădirii. Vor fi investițiile la secția de neurologie din bani de finanțare veniți pe fonduri guvernamentale, iar cu privire la bugetul efectiv pe care l-am vom acorda de la Consiliul Județean, avem acum în analiză această săptămână și săptămâna viitoare și avem discuții cu toate instituțiile subordonate Consiliului Județean Sibiu pentru a veni cu propunerile pentru anul viitor și pentru a face și noi o analiză cu ce putem susține și ce nu putem susține. Vă pot spune însă că va fi o dezbatere publică pe subiectul bugetului Consiliului Județean Sibiu după ce strângem toate aceste date, pentru că mi se pare corect ca toți sibienii să fie informați transparent pe ce cheltuim banii pe care îi avem la bugetul Consiliului Județean.
Dar sigură este continuarea investiției la neurologie și din bani de la Consiliul Județean. Și de la neurologie investeamne pe bani guvernamentali, pe banii Consiliului pentru 2018. În derulare avem proiectul de la ORL, dacă se finalizează, l-am finalizat anul ăsta. Pentru anul 2018 v-am spus că facem analize după întâlnirile cu toate instituțiile subordonate, care sunt acum în derulare. Astăzi am avut întâlnirea cu toate școlile speciale din subordinea Consiliului Județean, care au venit, ne-au prezentat solicitările, inclusiv de investiții, pe cheltuieli de funcționare. După ce vom strânge datele de la toate instituțiile din subordine, vom creiona bugetul și vom face o dezbatere publică pe acest subiect și o să aveți toate datele clare. Domnul Benchiar, din totalul secțiilor din Spitalul Clinic Județean de Urgență, câte sunt reabilitate, modernizate, au condiții optime de funcționare? Mă refer cum arată secția, nu la aparatură. Și care au mai rămas de modernizat? Și dacă puteți să ne spuneți care au mai rămas de modernizat sau ar trebui să se intervină pentru a crește... De modernizat, n-a rămas așa. Medicală 1, medicală 2, oncologia, hematologia, chirurgiile 1 și 2, urologia, ortopedia, chiar și gastroenterologia, chiar și dermatovenerice, care a fost acum 10 ani. Începută abilitarea de atunci cu olandezii și arată cum arată clădirea. Deci, marea majoritate, ținând cont de faptul că discutăm de chirurgie, urologie și medicală, clădirea respectivă, înseamnă că o mare parte din secțiile importante sunt în această situație. Câte secții au rămas? Acum, după ce nu mai este secție... Ofta și e cumva este secție. Ofta este secție. Ofta este secție. Este această chestiune. Nu s-a, la momentul ăsta a fost o furtună într-un bar cu apă. 32 de secții cu totul. Da, unele sunt și compartimente. Sunt, da, individuale, care sunt separate. Legat de un ospital. Ați am multe declarații, nu știu la care vă referiți. Asta pare comunist. Doamna președinte, dacă puteți să ne spuneți exact care este spitalul actual. Deci, vreau să vă spun foarte clar. La acest moment avem un teren, proprietatea Consiliului Județean. Avem un studiu tehnic predat de Ministerul Sănătății în bază de protocol. Avem discuții avansate și analize împreună cu primăria pentru a realiza parteneriatul pentru un spital integrat, așa cum ar trebui să fie toate spitalele integrate din România. Facem toate analizele care sunt necesare pentru ca acest spital să corespundă condițiilor și necesităților pe următorii 30-40 de ani, nu doar la acest moment. Deci avem pași importanți făcuți în direcția edificării acestui nou spital. Și vreau să reglementăm un lucru și să ne fie foarte clar nouă tuturor. Vorbim de un spital județean nou pe care nu-l facem noi, nu-l face PNL-ul, nu-l face PSD-ul, nu-l face forumul. Vorbim despre un spital nou pe care îl fac sibienii din banii pe care îi aduc ca și contribuție la bugetul de stat. De aceea, orice discuție pe acest subiect prin care se încearcă să se aroga de parte sau de alta, ce să zic, că se face acest spital, este o discuție care, din punctul meu de vedere, este jignitoare la adresa sibienilor, care ei sunt cu adevărat cei care aduc banii pentru Spitalul Județean. Nou. Este o necesitate și mă bucur că toată lumea a înțeles acest lucru. Dar trebuie ca toată lumea să înțeleagă că trebuie să tratăm cu maximă responsabilitate acest subiect. Consiliul Județean și Primăria Sibiu,
l-a tratat ca atare, de aceea a făcut demersuri în vederea edificării lui, suntem la stadiul la care suntem și mergem mai departe pe această linie. Orice ajutor venit în plus la ceea ce avem deja este binevenit. Și vreau să vă spun că un ajutor din bani guvernamentali vine, practic, prin întoarcerea contribuției pe care sibienii au avut-o la bugetul de stat. Pentru că din 1990 încoace, Sibiul a dat la bugetul de stat mult, mult mai mulți bani decât a primit, indiferent de guvernare. Nu discutăm de guvern PSD, PNL sau altfel de guvern. De la Sibiu la bugetul de stat s-au dus cu mult mai mulți bani decât s-au întors. Și atunci, dacă vin la acest moment bani de la bugetul de stat, vin banii pe care sibienii au trimis acolo. Și vreau să vă mai spun un lucru. Nu putem să spunem că X sau Y face spitalul, nici eu nu o să spun niciodată că eu fac spitalul sau nici altcineva nu poate să spună lucrul ăsta. Noi nu facem decât, de pe funcțiile pe care suntem, să ne facem datoria cu banii pe care oamenii i-au dat la bugetul de stat. Acolo suntem, există un proiect în derulare, mergem mai departe pe acest proiect, așteptăm să ni se alăture în proiect oricine are cu adevărat intenția să se alăture, iar dacă din analizele pe care le fac alte foruri rezultă că ce am pornit noi nu este ok, dar se vine cu argumente serioase, clare, atunci mergem pe calea pe care o găsesc alții, dacă avem convingerea că este mai bună. Dar până atunci avem un teren, avem demersuri făcute și mergem pe demersurile pe care le-am început. Să vedeți susține că prin avansarea de acum se pune în pericol viața pacienților. Am citat din domnul senator Avram. Acum este foarte ușor să, ca unii și alții să dezbată subiecte pe care nu le cunosc. Vreau să vă anunț că amplasamentul acestui spital a fost adoptat și îmbrățișat printr-o hotărâre de Consiliu Județean în ianuarie 2017, când toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică, au acceptat în proprietatea Consiliului Județean Sibiu acest teren și au acceptat ca pe acest teren să se edifice un spital. Că ulterior au venit, adică acum, mai nou, s-au trezit unii și alții să conteste că acela este amplasamentul cel mai bun pe chestiuni pe care personal să-mi fie cu iertare nu le înțeleg. Și dacă facem un efort de memorie, constatăm că prima neregulă care a fost găsită acestui teren a fost că nu este în proprietatea Ministerului Sănătății și că Ministerul nu poate să investească pe proprietatea Consiliului Județean, după ce le-am furnizat datele necesare și le-am arătat că din punct de vedere legal o astfel de investiție este ok și în regulă și legală pe proprietatea Consiliului Județean, s-au încercat a se găsi alte motive pentru care spitalul să nu se facă pe terenul proprietatea deja a Consiliului Județean. Dar locul ăla pune în pericol? Dacă se face spitalul acolo, pune în pericol? Eu cred că ar trebui să-l întrebați pe cel care nu am reținut numele celui care a făcut o astfel de afirmație, să întrebați pe el de ce consideră că se pune proprietate în pericol. Studio, analize, proiect. Deci, dacă... Deci, eu nu pot să zic... Dacă ar fi existat o singură informație sau dată în sensul că acel teren pune în pericol viața pacienților, vă dați seama că n-ar fi fost atât de irresponsabil să facem spitalul acolo. Sau să gândim un spital acolo. Studiul de impact, da, și eu stau și mă întreb dacă... Da, spuneți, ați început o dată, după care o să discutăm. Un studiu de impact pe sănătatea populației în zona respectivă.
Și studiul de impact este unul dintre actele care trebuie făcute și se face și acel studiu de impact. Cine este necesar. Există instituție specializată. Cine va executa? Cine va solicita? Este Consiliul Județean, proprietarul terenului, cel care face o astfel de solicitare. Pe terenul, proprietatea Consiliului Județean. Despre alte terenuri cu care ar putea veni în discuție alte entități juridice, nu putem să discutăm. Având în vedere incertitudine și alte dezbatere care s-au lansat în ultima perioadă, considerați că este necesară în perioada imediat următoare realizarea acestui studiu? Deja am făcut demersuri în direcția aceasta. Pentru că este un astăzi. Deja am purtat discuțiile cu DSP-ul și facem pașii spre în această direcție. Credeți că se poate răzgândi FRG-le și primăria Sibiu, având în vedere că peste zi mai poate varianta cu care Poprăciu să revină la vechea variantă al lui Claus Iohannis? Întrebați, la o astfel de întrebare vă poate răspunde FDGR-ul și primăria Sibiu. Vă asigur însă că între primăria Sibiu și Consiliul Județean, FDGR și PNL există un parteneriat care va fi pe acest amplasament realizat. La vremea respectivă a susținut cu prefectul Aricon varianta care a fost. Acum a susținut calea șurii mei. În opinia dumneavoastră, ca un consilier președinte, care e cea mai bună variantă? Deci, nu știu la ce vă referiți cu calea Poplăcii. Vreau să vă spun doar că subiectul calea Poplăcii este dezbătut de mai mult de 10 ani de zile. Dacă era o variantă, la acest moment era o variantă viabilă și se putea realiza spitalul acolo, între calea Șurimici și varianta de care dumneavoastră vorbiți, este o cale lungă, pentru că pe calea Șurimici avem deja în proprietate terenul și pași făcuți pentru a realiza spitalul, pe calea Poplăcii avem o discuție cu multe semne de întrebare, ceea ce înseamnă că orice gândire pentru acel proiect pe spitalul, pe terenul de pe calea Șurimici ne-ar da în urmă cu câțiva ani de zile. Și vreau să vă mai zic ceva, doamnelor și domnilor. La situația în care se găsește acum Spitalul Județean Sibiu și necesitățile pe care le are, orice întârziere făcută cu bună sau cu rea credință pentru edificarea acelui spital echivalează cu infracțiunea de genocid. Pentru că este o crimă împotriva multora să mai amâni și să îți bați joc de un astfel de proiect care poate are deja făcuți pași înspre realizarea lui și să discuți despre ce ar putea fi sau nu știu. Aș avea două întrebări, ca să revenim în 2018. Premierul a fost prezent la Sibiu recent într-o vizită inaugurată la acest spital. I s-ar fi părut normal să fiți invitată la discuția cu managerul acestui spital, ținând cont că ulterior premierul a dat o declarație și a spus că așteaptă din partea noastră, Consiliul Județean, propunere, nu știu, solicitare de sprijin. Aceasta deci, e prima chestiune care aș dori să o lămurim, că am înțeles că nu ați fost anunțată de vizita premierului și nu ați fost chemată aici la discuție. Deci, nu mi se pare normal, mi se pare legal, mi se pare că astfel trebuie să se trateze astfel de subiecte importante, instituționale. Nu dăm astfel de vești în conferința de presă, la un hotel sau în altă parte. Vestea construirii unui spital o dai după ce ai discuții, în primul rând, cu cel care este proprietar și are responsabilitatea construcției acelui spital. N-am știut absolut nimic referitor la faptul că domnul premier va vizita Spitalul Județean, n-a știut nici domnul manager, decât pe surse, cu puțin timp înainte să vină domnul premier. Dar vreau să vă spun un lucru. Asta fiecare reacționează cum crede că e de cuvință. Da? Însă trebuie să ne gândim și să rememorăm că și alți premieri au făcut promisiuni pentru județul Sibiu și autoritățile locale au fost nevoite să ia din mers ceea ce n-au realizat, să facă împrumuturi peste împrumuturi ca să poată să acopere ceea ce alți premieri au promis.
Și vreau să mergem în urmă la guvernul Tăriceanu, al premier al României, care a venit la Sibiu și a spus presei că va face un extindere și modernizarea aeroportului Sibiu, că va aloca fonduri în acest sens. Nu s-a materializat această promisiune tot verbală și Primăria Sibiu și Consiliul Județean Sibiu au fost nevoite să facă în plus un împrumut, să încheie încă o convenție pentru a realiza pe banii autorităților, comunităților locale ceea ce ar fi trebuit să vină de la București. Spitale în țară, la stadiu de promisiune, sunt și în altă parte. Da? Și dădeam, vă dau exemplu, spre exemplu, spitalul din Cluj, din cartierul Mănășturi, unde tot așa un guvern a promis la un moment dat că dă fonduri să facă spital județean, următorul guvern, că s-a schimbat coloratura politică, n-a atribuit banii și la momentul ăsta, de mai mult de 10 ani, acolo stă o construcție în roșu. Despre asta discutăm. Exemple similare sunt la Craiova și la Timișoara. Eu vreau să fim responsabili, să nu ne jucăm cu astfel de promisiuni. Dacă ne asumăm că facem și venim cu o finanțare foarte bine și suntem de acord să o primim, dar vreau să ne asumăm foarte clar, prin protocoale clare încheiate, fiecare ce obligație are, care-i finanțarea care vine, să ne asumăm și scris și pe urmă să mergem mai departe pe o astfel de chestiune. M-am două întrebări. Aș dori să mă întreb dacă ați dat curs solicitării premierului prin declarația pe care a făcut-o cât urmă dintre noi la hotelul Hilton și ați trimis o solicitare la guvern sau la Ministerul Sănătății prin care spuneți noi asta avem, cerem sprijin. Este pentru prima dată când aud despre o invitație a premierului pe acest subiect. Okay. Acum, de la dumneavoastră. Bun. Însă, fără să cunosc această invitație, vreau să vă anunț că intenționez să îi fac eu o solicitare domnului premier pentru a mă primi într-o audiență împreună cu doamna primar. Am vrea să mergem la dumnealui într-o audiență pentru a discuta pe acest subiect. Și a doua chestiune în care aș dori să o lămurim, în calitate de președinte Consiliul Județean, vi s-ar părea normal ca Guvernul României să investească într-un spital în județul Sibiu, în contextul în care municipiul Sibiu este printre puținele municipii din România care practic nu are un spital municipal și toată încărcătura e pe acest spital județean? Nu este doar în municipiul Sibiu această lipsă a unui spital municipal și da, mi se pare normal și logic ca bani pentru edificarea acestui spital să fie venit și de la Guvernul României, pentru că așa de la bugetul de stat, pentru că așa cum v-am spus, sibienii contribuie cu bani la bugetul de stat și nu puțin și este normal ca parte din ce contribuie să se întoarcă în investiții în județul Sibiu. Dacă estimările pe care le avem, le avem raportat la numărul de paturi, dacă rămânem pe varianta avansată de, după analiza făcută doar cu medicii din spitalul județean, estimarea este la 120 de milioane de euro. Însă, noi am avansat deja discuțiile pentru a se face o analiză și de către specialiști, alții decât medicii din Spitalul Județean, pentru a vedea dacă, într-adevăr, acest număr de paturi este suficient sau mult prea mare pentru un spital nou. Mă refer la acest număr de paturi doar în ceea ce privește Consiliul Județean, Spitalul Județean, pentru că aceeași analiză o face la acest moment municipiul Sibiu pentru Spitalul de Pediatrie. Deci, așa cum am zis, discutăm de discutăm de un spital integrat în care va fi spitalul județean și spitalul de pediatrie. Nu, și noua clădire, estimarea aceasta de 120 de milioane de euro, ar însemna un total de câte paturi? Și pentru pediatrie și județean? Tocmai am spus, dacă discutăm de estimarea că
Smulgeți niște... Nu, dar n-a spus cifra, a spus... Am spus dacă discutăm de estimarea de 750 de paturi, care este acum doar pentru spitalul județean. Fără pediatrie. Fără pediatrie. Fără pediatrie. Fără pediatrie. Deci nouă construcția trebuie să fie mai mare ca număr de paturi. Asta se va stabili... Dar estimarea de cost, 120 de milioane de euro, este estimarea pe jumătate. Pe jumătate, pentru că pediatria are mult mai puține paturi, iar toate studiile de specialitate, că de aceea am vrut, după discuția cu medicii, să discutăm, să avem un raport, mă rog, o lucrare făcută de specialiști, arată că totuși nu este nevoie de un număr atât de mare de paturi. Însă asta... Se pot obține banii ăștia din credite bancare sau fondurile europene, sunt au parte banii de la guvern? Poate județul Sibiu? Județul Sibiu împreună cu primăria Sibiu poate să susțină și cu credite bancare și valorificându-și imobilele pe care le liberează în urma mutării acestui spital. Deci sunt variante. O multă de față spitalului public județean și număr de paturi total. 1054 în continuă, plus 50 de zi, deci 1104. Ultima întrebare, studiul de impact urmează să fie realizat de cine? Adică ce instituție ar face studiul de impact pentru teren? Este... Sau tu nu v-ați hotărât așa? După discuția de la prefectură? După o discuție pe care am avut-o cu directorul DSP, cu ajutorul prin intermediul DSP, există o instituție abilitată care realizează acest studiu. Din punctul de vedere, la momentul ăsta, în datele de acum, există un motiv serios pentru schimbarea clasamentului? Pentru schimbarea clasamentului nu există, din toate discuțiile purtate, nu există absolut niciun motiv serios pentru ca spitalul județean să fie edificat pentru un alt teren. Pe un alt teren decât cel pe care îl avem deja identificat și în proprietate. Pe care și vreau să vă amintesc că acesta a fost principalul motiv invocat de toată lumea, că nu se poate face spitalul județean, că nu există terenul. Acum îl avem și ar fi păcat să ne batem joc de această oportunitate. Îmi cer scuze. Vreau să adaug că pe Calea Șurii Mici știu că este în construcție un adevărat cartier de blocuri. Da? Deci sunt oameni care locuiesc acolo, chiar în apropierea viitorului amplasament al spitalului. Da? Deci nu știu, viața acelor oameni este pusă în pericol. Da. Din câte știți, depozitul e vorbit, care este numai... care și atunci ce facem? Mutăm Sibiu când își rezolvă depozitul problema? Nu. Dacă... Haideți să punem altfel discuții, să purtăm un alt termen discuția. La momentul la care s-au făcut blocurile mult mai aproape de depozitul ecologic, Ministerul Mediului a dat aviz favorabil pentru edificarea acelor blocuri. Prin urmare, studiul de impact n-are cum să releve alt deci se face studiul că discutăm când e gata. Nu înțeleg de ce studiul. Dar pe ce o avocație există și avizul DSP-ului? Dar nu trebuie să existe la acest moment avizul DSP-ului. Mulțumesc!